Așa cum este situația cu prețul gazelor, acolo unde există o plafonare și această plafonare există până în aprilie 2025. Guvernul intenționează să păstreze această plafonare sau uh, o va elimina? De ce? Pentru că există o estimare a domnului președinte al Asociației Energia Inteligentă, domnul Dumitru Chiseliță, care vorbește despre facturi duble dacă se scoate această plafonare. Dar noi ne-am manifestat public dorința de a păstra schema așa cum este, pentru că ea a adus două beneficii principale. Pentru consumatorul final, românul de rând și companiile din România, ea a însemnat o stabilitate, o predictibilitate în modul în care îți construiești un plan de afaceri sau în modul în care îți planifici bugetul familiei. Și a păstrat totuși facturile la un nivel rezonabil dacă mă refer la acea cifră de 5 milioane de gospodării, România au plătit undeva la 35 de lei factura la curent. E adevărat, sunt gospodările cu consum redus. Fie din pricina faptului că nu au venituri foarte mari și atunci sigur că au un consum redus, fie sunt alte locuri de consum pe care românii le au. Al doilea mare beneficiu este că a asigurat o stabilitate pentru piața pentru sectorul energetic, un furnizor, în momentul în care noi am început să ne jucăm cu schema asta și să umblăm la praguri, ar trebui să-și actualizeze toate sistemele informatice, toate sistemele de contabilitate. Lucrul acesta durează câteva luni de zile și dacă se face pe grabă, cum s-a mai întâmplat din păcate, duce la erori, duce la facturi pur și simplu greșite, cu multe zerouri, cu știri la emisiunea dumneavoastră și la alte emisiuni, deci nu ne dorim acest lucru. Și oricum furnizorii sunt sub o presiune, pentru că banii de la bugetul de stat au venit destul de greu. Și atunci să le mai pui și costuri cu diverse ajustări din când în când ale schemei nu e o idee tocmai bună. Deci ne dorim păstra acestei scheme cât ne este permis de la nivel european martie 2025 conform legislației actuale și să putem trece și de iarna următoare în aceste condiții. După care, sigur, vom vedea, în funcție de condițiile de piață, cum putem etapiza ieșirea din schema de compensare plafonare, cum putem să-i protejăm în continuare pe cei mai vulnerabili dintre români, astfel încât impactul să fie cât mai mic. Da, vorbeați despre prețurile medii la gazele naturale pentru gospodării. Doar că, din informațiile mele, și acum acestea sunt cele pe care pot să le citesc, în prima jumătate a anului 2023, prețurile medii la gazele naturale pentru gospodării au fost mai mici și în Ungaria. De pildă, a fost 3,4 euro pentru 100 de kWh. Croația, 4,1. În România nu a fost atât de mic. În prima jumătate a anului 2023, noi am fost... Peste media din Uniunea Europeană, care era de 11,9 euro, România a fost 14,3 euro. Adică prin primele, primele 8 țări la uh, prețul mediu la gazele naturale. Da. Iarăși, vă referiți la prețul de pe piața zilei următoare. Acolo e o piață liberă în funcție de cerere și ofertă. Dar pentru clientul final prețul este setat la acel plafon maxim de 0,31 de lei kWh. Asta înseamnă că niciun român n-a plătit mai mult de 0,31 de lei kWh. Mai mult decât atât în cursul anului 2023, pentru că prețurile uh, au scăzut, uh, inclusiv la noi, uh, există furnizori care facturează sub plafon inclusiv în cazul meu, undeva la 0,25-0,26 de lei kilovat Și toți românii trebuie să fie atenți pe factură, pentru că și în momentul ăsta, dacă sunt furnizori pe piață care facturează sub 0,31 de lei kWh, cât le permite legislația, păi ar face bine să se mute la furnizorii care facturează mai jos. Că totuși în cadrul acestei plaje, până la plafonul maxim, e o competiție între furnizori și permite legislația să-ți schimbi furnizorul destul de ușor. Pe site-ul ANR e o procedură destul de simplă. Uh, noi în acest moment suntem asigurați. Nu avem nicio problemă cu înmagazinarea, cu depozitele de gaze, mai ales că a venit perioada asta foarte rece din acest an. Și totuși există un paradox. Deși avem o cantitate destul de mare, una pe care ați și anunțat-o anul trecut, prin toamnă chiar, importăm gaze. De ce? Păi e foarte simplu, din rațiuni comerciale. Deci, un furnizor E o companie privată. Dacă îl costă mai mult să extragă gazul din depozitele României, atunci decât să importe din Bulgaria sau din Ungaria, atunci va apela la importuri. E adevărat, cantitățile de import sunt relativ mici. Noi uităm la 4-5 milioane de normal metri cubi pe zi. Au fost și zile cu un milion de normal metri cubi au fost zile în care am exportat, iarăși în funcție de decizia comercială a fiecărui furnizor. În zile friguroase, în zile geroase, consumul de gaz al României e undeva la 55, poate 56 de milioane de normal metri cubi. Ne bazăm aici pe faptul că din păcate, vă spun, economia românească nu consumă la fel de mult gaz cum consuma acum 5, 6, 10 ani de zile. Deci, consumul anual de gaz în România e undeva la 10 miliarde de normal metri cubi. Acum 5, 6, 10 ani de zile era 16 miliarde de normal metri cubi. Aveam combinatele care produceau îngrășăminte și alte zone ale industriei energofage, care se bazau foarte mult pe gaz. Deci, dintr-o într-o zi geroasă cu acest consum de 55-56 de metri cubi, cum îl acoperim? Producem undeva la 26-28 de milioane de normal metri cubi, putem extrage din depozite, nu știu, astăzi am extras undeva la 26 de milioane de normal metri cubi, dar capacitatea tehnică în luna ianuarie, februarie, poate merge spre 30, chiar 32 de milioane de normal metri cub. Deci, din ce producem plus ceea ce înmagazinăm, presupunem că am închide robinetul de import. Teoretic, e un caz pur teoretic, pentru că printre beneficiul unei piețe europene, integrate, interconectate, înseamnă să poți să ai și astfel de operațiuni și să te bazezi și pe vecini atunci când să spunem, n-ai suficiente resurse interne sau din rațiuni comerciale, cum e cazul României. În plus, există o rezervă pe conducte și transgazare aceste date de niște zeci de milioane de normal metri cubi, care iarăși ar fi la dispoziție în cazul extrem în care, repet, n-am putea importa niciun metru cub de gaz, nicio o moleculă de gaz. Noi am trece cu bine o perioadă de timp, sigur, niște săptămâni bune doar din ceea ce producem și ceea ce avem magazinat. Dar uh, e un scenariu pur teoretic pe care niciun specialist al domeniului nu și-a și pus această problemă. Deci este mai ieftin uneori să importăm gaze decât să folosim gazul nostru? Decât să-l extragem din depozite, da. Uh, pentru că în depozite, atunci când a fost injectat, a fost mai scump, luat de pe piață sau ce s-a întâmplat? Da, există și un cost de extragere a gazului. Dar acestea repre, sunt calcule pur comerciale ale furnizorilor și în funcție de prețurile dinamice, până la urmă, pot să ai situații, cum s-a și întâmplat, în care e mai ieftin să imporți o anumită cantitate decât să uh, extragi din depozite. Ce ar fi important de spus este că există furnizori, cum e OMV Petrom, care are un contract cu botaș din Turcia, dar în contract compania OMV Petrom ne-a asigurat că există o clauză care spune că nu este gaz rusesc. Deci, în România nu intră nicio moleculă de gaz rusesc, astăzi, în baza angajamentului acestor companii. Deci, dumneavoastră sunteți sigur că România nu importă nicio moleculă de gaz rusesc? E angajamentul scris, în corespondența pe care am avut-o cu această companie, că nu Pentru se că... pune problema unor importuri de gaz rusesc. Și, da, bun. Botaș importă, de exemplu, gaz din Azerbaijan. E foarte posibil ca gazul pe care îl livrează în în baza contractului pe care îl are cu această companie să fie gaz azer. Dar asta înseamnă că România nu are nicio relație comercială și nu este deloc dependentă de gazul rusesc așa cum era. Avea, înainte, avea nevoie de gaz rusesc înainte de corect, război. Corect. Dar gândiți-vă și repet, aveam un consum cu 50% mai mare decât îl avem în prezent. Ideea ar fi ca în 2027, când vom dubla producția de gaz românesc prin punerea în producția perimetrului Neptun Deep din Marea Neagră, să avem și o economie românească și să solicite mai mult gaz. Pentru că una este să folosești gazul românesc și să produci îngrășăminte chimice sau medicamente, valoare mare adăugată. Alta este să produci energie electrică, ceea ce se va întâmpla, de exemplu, la Mintia. E o centrală pe gaz și va fi pusă în funcțiune parțial în 2025 la jumătatea anului și ulterior în 2026 pentru ultimul modul. 1700 de megawatts putere în state cea mai mare centrală pe gaz din Europa sau din Uniunea Europeană. Din Europeană. Și alta e sigur să-l exporți așa cum îl scoți din Neptun Deep către Ungaria sau către alte state din Uniunea Europeană. Spuneați la un moment dat că România va deveni Produ producătorul numărul unu de gaze naturale din Europa sau din Uniunea da, Europeană? Din Uniunea Europeană, e corect. Nu putem să rivalizăm, aveți mare dreptate, și și înainte emisiunii cu Bun. Norvegia, care cred că are o producție anuală de peste 100 de miliarde Când de Când se va întâmpla metru? asta și de ce, de exemplu, dacă vom fi cel mai mare producător din Uniunea Europeană, nu avem și cel mai ieftin gaz din Uniunea Europeană? Da. Cu siguranță vom avea un gaz ieftin europeană, dar suntem într-o piață unică europeană. Vă reamintesc că proiectul european a început cu Uniunea Cărbunelui și Oțelului. Pe vremea aceea se miza foarte mult pe cărbune. Și ăsta este principiul liberei circulației a mărfurilor. Și gazul, sigur, e o marfă într-o piață europeană. Dacă România l-are, sigur că e mai ieftin să-l folosească local, deci o companie care utilizează mult gaz, să presupunem un mare producător de medicamente, va avea tot interesul să se localizeze în România decât să se localizeze, nu știu, în Austria sau în Ungaria. De, de când Pentru că va deveni tariful România? de transport e cu atât mai mare cu cât îl transporti pe distanță mai lungă. De când va deveni România cel mai mare producător din Uniunea Europeană de gaz? Da, din momentul punerii în funcțiunea a Neptun Deep, proiectul e în calendar și asta înseamnă că în 2027, în prima parte a anului, ar trebui să atingem acest deziderat. Ați pomenit, și aș vrea să mă refer foarte scurt și la producția de cărbune. Vorbeați despre bazele Uniunii Europene. România va închide multe mine de cărbune, în special în Valea Jiului, unde au fost 14 acum, dacă au mai rămas 4. Ce vreau să vă întreb de ce. 4 mai sunt, dar au fost mai mult de 14. Au fost mai multe pe aici. De ce România închide aceste și centrale pe cărbun și mine de cărbun, în condițiile în care vedem chiar Germania redeschide? Am avut și un reportaj filmat de colega mea, Maia Bondici. În Polonia se redeschid. De ce România le închide? Ăsta a fost angajamentul luat de România în contextul efortului european de decarbonizare. Și poate putem să negociem mai bine. Poate putem să ne ducem până în 2049, cum se duc polonezii. E cert în același timp, că în producția românească, totuși, cărbunele are o pondere mult mai mică. Deci, pentru noi, e mai ușor să reducem dependența față de cărbune decât pentru nemți sau pentru polonezi. Și avem mult mai multă energie hidro, de exemplu. La noi există perioade în care ne ducem în 35-36% producție hidro. Alte state nu au acest beneficiu. Avem acces la gaz, iarăși alte state nu l-au. Avem un potențial de energie regenerabilă foarte mare, cel mai mare din toată regiunea, de solar-eolian, și în continuă creștere. Și noi, la Minister, am semnat contracte pe PNRR până în ultima zi lucrătoare a anului, la 4 dimineața, și am reușit să finanțăm proiecte de 1700 de MW putere în mai mult decât centralul nuclear de la Cernavod. Deci, există niște termene asumate în Valea Jiului până în 2032, într-adevăr, ar trebui să oprim toate minele să fie puse până atunci în siguranță. Iar la complexul energetic Oltenia, unde de fapt acolo este marea pondere a producției pe bază de cărbune lignit în cazul ce Oltenia, discutăm de 2026, dacă nu reușim să renegociem și a fost parte din mandatul pe care l-am avut la Bruxelles când m-am văzut comisarii europeni și anul acesta ar trebui să venim cu niște date adiționale dintr-un studiu de adecvanță pe care Transelectica îl face și care ar trebui să ne arate că nu putem să scoatem cărbunele fără să punem altceva în loc și nu putem să punem în loc doar energie solară și eoliană, pentru aceea este o producție intermitentă de energie. Deci cărbunele asigură producție în bandă, o producție continuă, predictibilă, ori asta poate fi înlocuită doar de energie nucleară sau de gaz, sau în fine, pe viitor de hidrogen și... Dacă poate vom avea surți. gaz, fiind cel mai mare producător din Uniunea Europeană, poate rezolvăm problema. Așa e planul de restructurare al complexului energetic Oltenia, înlocuirea cu grupuri pe gaz. Ați vorbit despre energie eoliană și observăm o e, situație de-a dreptul unică. Dintr-o dată, rom în România, prosuma prosumatorii care și-au instalat fotovoltaice pe case produc atâta energie, cam cât cele două reactoare nucleare de la Cernavodă la un loc. Da, 100.000 de mii de prosumatori am depășit o... această bornă, da, puterea e... instalată undeva la 1300. Și tot dumneavoastră spuneați că e, prosum unii prosumatori nu procedează corect și ar trebui într-un fel sancționați. În, în ce constă problema? Da. Evaluez dacă e o problemă sau sunt cazuri foarte izolate. Prosumatorii, și am avut azi o conversație foarte interesantă cu prosumatorii și mi-au dat câteva date care arată că peste 99% dintre ei procedează corect, adică și instalează o capacitate de producție de energie care să acopere în mare măsură consumul și încă puțin. Dacă au existat prosumatori care au interpretat legislația astfel încât s-au mascat în producători, cred că trebuie găsit o soluție pentru aceste cazuri. Pentru că unul e să fii producător și să nu ai parte de anumite facilități, Alta e să fii prosumator și ca prosumator îți poți recupera cantitativ energia pe care o injectezi în rețea dacă ai până în 200 de kW, dacă ai până în 400, deci între 200 și 400, poți chiar să-ți recuperezi financiar această producție. Deci să primești bani practic în luna următoare. Dacă ai până în 200 de kW, deci ești un prosumator mai mic, atunci ai dreptul la compensare cantitativă, în lunile următoare, dacă nu-ți utilizezi toată producția și ai un consum mai mare într-o altă lună, ți-l poți acoperi din ceea ce ai produs anterior. Și după 24 de luni, dacă îți mai rămâne ceva în plus, poți să primești și bani pentru ceea ce ai produs.